Timișoara, e groasă, e groasă rău. Ascultă-mă, e nașpa. Păi de ce? Păi, ta, de unde să încerc? Motorul e caput, amortizoare, praf, buc și... Nu, ce, stai, deci vă zic sincer, dacă era un animal, l-aș fi eutanasiat. Dacă ar fi fost un cal, oricum atari sub capotă, eu zic, îl scuteam de suferință. Da, mie îmi place dumneavoastră când păreți fată de treabă și o repar, nu zic, și o fac și ieftin. 50 de milioane, bă. Dom'le, și 50 milioane? Nu am venit să schimb uleiul cu soțul meu, trebuie și mă dumiți pe mine. A, uleiul? Păi da. Și mă las să vorbesc așa singur ca prostul, ce n-ai zis? Ai ulei, ai filtre, ai astea? A, da, sunt în portbagaj. Păi și vrei să mă duc să iau eu? Ok. Nu-i bun. Slab, ăsta nu-i filtrul, ăsta nu-i bun nici filtrul din Instagram. Deci dacă îmi spuneți așa, mie știi filtre ca lumea din Germania, calitatea întâi. Erau 8 milioane filtru, 4 filtre plus ulei, 35 milioane plus manoteră 40, sumă rotundă. Nu era mult și 3 luni de zile nu mai aveai treabă, că era lux, n-ai treabă. Bun, dacă eu tot am venit cu astea, vă rog frumos, mi-l puneți pe astea. Dragă, eu ți le pun pe care vrei, că luat mi-am așteptat, e riscul tău. Dacă tu vrei, eu îți spun ce vrei pe mașină, nu mă deranjează, că eu n-am treabă. Alte probleme mai are? Da, mai scoate ceva sunete pe partea dreaptă. Acolo? În partea aia? Da. Da, e de la farul. Cum adică de la faruri? Cum? Cool, mai de la faruri, deci mașină pirat, cu un far verde, cu unul nu. Da, am și papagalul peste umăr. Sigur nu este de la frână? Dragă, eu nu știu cu de-astea, cu frâna. Dacă vrei să îți repari frâna, du-te la un frânolog sau ce știu eu. Eu știu să ți-o fac să meargă, nu să oprească. Benzină când ai băgat ultima oară? E pe motorină. Mamă, acum gata, tot vă pricepeți la mașini. Ești tu sigur că nu e pe benzină? Ești tu sigur? Da, în fine. Văd că sunteți o enciclopedie așa și cunoașteți toate mașinile, în fine. Unde pot să mă duc și eu? Aveți o baie să mă spăl? Că, na, am pus mâna pe toate chestiile și nu e foarte igienic acum. Baie de ulei sau ce? Baie de spălat, să te speli pe mâini. Da. De spălat? Da. N-avem. Păi cum să n-aveți? O venit meșterul să-mi facă și meșterul 5 milioane. Să-mi pună instalații sanitară, gresii, faiant, 5 milioane. O încercat să mă jăcmânească, efectiv, nesimțit. Excellent. Cum să faci mă așa ceva? Eu n-am încercat în viața mea să păcălesc pe nimeni. Nu am nesimțit. Păi cum? Și eu cum? Unde mă spăl? Eu când am nevoie de mers la baie, mă duc la mecul ăla din față. Înțelegi? Mecanicul îți duce la mec. Deci dai seama că dacă aveam KFC în față, nu mai eram mecanic, eram KFC-canic. Bun, și eu cu ce mă dezinfectez pe mâini acum? Dezinfectam vrei? Da. Păi da, clar că avem. Hai cu mine, că avem camera de lângă. Viorele, mai ai mult, măi, azi? Încă jumătate de oră să fac asta bine. Dar ce faceți dumne aici? Păi cum ce facem? Dezinfectant. Bași de chedii parbriz, niște spirit, iese lux, știi cum? Păi cum să faceți așa ceva? Trebuie aprobat de Ministerul Sănătății, trebuie să aibă 70% alcool. Voi vă jucați cu așa ceva? E, pe dracu, n-ai treabă, bă. Viorele, azi cât are? 65% boss. Cam puțin tel. Mai bag niște rachiuri de bufai, că ăla mai ridică din concentrație. Ia zi, deci cât zăi? Un kil, două. Deci dacă vrei, 10 lei kilu, 45 lei o damigeană. Nu. Deci mulțumesc. Nu iau, nu știu ce poșâr că mi-ați dat dumneavoastră acolo, habar n-am. Lăsați că o să-mi iau de la Higienium, e aprobat de Ministerul Sănătății, oamenii sunt de mult timp pe piață, din credere, deci am soluție. Dar măcar acum, nu știu, n-aveți un șervețel să... Cum dorești, dacă vrei neapărat să dezinfectezi, eu mai am un secret, dar nu mai ești la nimeni. Nu mai zic la să-l vând moca, dar nu mai zici. Da, domnule. Virele, vin o leacă cu pufaica încoace. Fii atent. 75 de grade, da? Da. Băi, să mamă, deci m-ați dezinfectat până la lacrimi. Deci cred că dacă mă oprești, poliția mi-a permisul. Dar nu mi-e frică că dacă vă dezinfectați așa, să vă ia poliția permisul? Ei, pe dracu, cum să-ți lea permisul? Trebuie să-l ai ca să-ți lea. Dar nici asta nu-ți place? Hai că mai am un truc și ăsta chiar e bun. Hai că-ți arăt cel mai bun truc, hai. Dacă nu vrei nici dezinfectat de la noi, nici să mergi pe drum, mai am o soluție pentru tine. Viorele, hai, domnișoara vrea schema spălătura, hai. La 3. Și ce trebuie să fac? Vine cu aici. Ține mâna așa. Mai sus. Da. Și la star. Hai, 2, 3. Hai, dă-te din mânuțe, uite. Curat? Da. Ca lacrima, vezi? Domnule. Soluția există. Vezi? Vezi câte probleme îmi fac dacă nu te iau cu mine?
Tu vezi? Of! Higienul meu! Ești genul meu! Doamne, auzi, domnule, lichidul parbriz.